Garda de Coastă și suntem marinari și vă adresăm o urare marinărească. Alături de mine sunt comisar șef de poliție Alexandru Aie, director adjunct al Gărzii de Coastă, desemnat director Garda de Coastă din septembrie 2023. Și alături de mine este domnul comisar șef de poliție Guiu Bogdan, director adjunct, responsabil pentru domeniul logistic. Am invitat pe domnul comisar șef Nicolae Stignei, este comandant de navă, comandantul unei nave nou intrate în serviciul Poliției de Frontieră anul trecut în ianuarie 2023, de care suntem foarte mândri, și o să vă poată prezenta rezultatele în cadrul misiunilor desfășurate sub egida Agenției Europene pentru Poliție de Frontieră și Gardă de Coastă și, bineînțeles, domnul Andrei, subcomisar de poliție Andrei Ene, este nevoie să-mi prezint colegul nostru. Mă uitam pe slide-ul anterior și vedeam 29 februarie 2024, când ultima conferință de presă am avut-o în 2022, sperăm să nu fie ianuală și ne bucurăm să vă avem alături de noi astăzi. Astfel că, prin aplicarea standardelor comunitare în domeniul integrat al managementului frontierelor, în anul 2023 au fost îndeplinite obiectivele în toate domeniile de competență, asigurând prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infractorilor transfrontaliere, implementarea acquis-ului Schengen și aplicarea celor mai bune practici comunitare în domeniul controlului frontierelor, bineînțeles, cooperarea cu agențiile de frontieră ale statelor vecine și riverane marinere, precum și cu agențiile europene, precum Frontex, EFCA sau ENCA, cu atribuții în domeniul maritim, asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în punctele de trecere a frontierii, utilizarea eficientă a resurselor în scopul îndeplinirii obiectivelor și, bineînțeles, gestionarea judicioasă a resurselor financiare. La frontierele terestră și maritimă, controlul frontierelor s-a realizat în raport cu resursa umană, logistică și în baza analizei de risc, printr-un sistem integrat de supraveghere, în baza a doi parametri: conștientizarea situației și capacitatea de reacție. Și vă vom prezenta măsurile întreprinse la nivelul Gărzii de Coastă în scopul augmentării acestora.